Bună, eu sunt Corina și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube/pagina de Facebook Corina's DIYs. Astăzi este ziua cu numărul 5 din săptămâna Halloween și o să învățăm să facem acești păianjeni super simpatici, care nu sunt deloc înfricoșători, într-un mod foarte, foarte simplu. Pentru proiect avem nevoie de sârmă crușată. Ea arată ceva de genul acesta. Este o sârmă cu pluș pe ea, de aceea se și numește sârmă plușată și este foarte maleabilă. Așa, și pe lângă sârmă plușată mai avem nevoie și de niște ochi, ca aceștia pe care îi vedeți pe păianjen, numai că sunt adeziv, deci nu vă mai trebuie și adeziv, deoarece ei sunt autoadezivi. Și sârma și ochișorii am luat dintr-o librărie locală, dar se găsesc și online. Să începem proiectul! Dacă v-a plăcut acest proiect, nu uitați să dați un like și să vă abonați la pagina de YouTube, deoarece acolo postez prima oară și ne vedem data viitoare cu un nou proiect. V-am pupat!